Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Nu știu dacă mai țineți minte, dar în urmă cu ceva vreme ne-am jucat un joc în care trebuia să faci planeta Pământ praf și pulbere. Efectiv, puteai să o tai pe din două. Ei bine, de data asta o să facem ceva un piculeț mai diferit, pentru că acum avem posibilitatea să construim planeta noastră proprie și vreau ca în episodul de azi să construim planeta Huggy Wuggy și planeta Mommy Longlegs. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Hai să strângem peste 9500 de like-uri. Dacă fiecare dintre voi apasă pe butonașul de like chiar în acest moment, eu cred că vom putea face chestia asta. Și hai să începem prin a vedea noul update. Deci înainte să facem planeta Huggy Wuggy și cu Mommy Longlegs, vreau mai întâi să vedem ce s-a adăugat nou, pentru că sunt o grămadă de chestii noi nouțe pe care nu le-am văzut până acum. Hai să trimitem chestiile astea, să vedem ce se întâmplă. Ei bine, ceva de genul ăsta se întâmplă în momentul în care trimis aceste chestii. Planeta Pământ nu prea mai e planeta Pământ și vedeți acolo jos oamenii, pentru că s-au dus direct unde locuiesc oamenii. Aici este noapte, dar nu este nicio problemă, pentru că putem să trimitem și acolo dacă e ceva. Uite, mai este și chestia asta care tot așa este nou-nouță. Hai să o trimitem, uite, chiar aici. Uite aici. O să o trimitem să vedem ce se întâmplă. Ia. Tot ceva extraterestru văd că e. Wow, uitați-vă cum se schimbă. Deci, practic, norii pleacă. Bă, ăsta trece prin planetă? Ăsta a intrat în planetă direct. Iese pe partea cealaltă. Unde e? Oh, tăticule. Uite-l ia pe băiat. Nicio treabă n-are. Mamă, cum trece pe lângă noi. Și acum e mare gaură în planeta noastră. Bineînțeles, noi putem să refacem planeta aceasta oricând vrem noi. Și au băgat o grămadă de alte planete pe care le poți lua și să te distrezi. Dar... ce mai interesant este că avem și aici un laser special. Și fiți atenți ce face laserul acesta special. Începem așa. Cu un singur shot am ajuns pe partea cealaltă? Aproape sau bă nu? Chiar a ajuns pe partea cealaltă, uitați-vă. Deci un singur shot. Și dacă încerc de mai multe ori, deci facem așa de mai multe ori, da? Ce se întâmplă? Ia uitați-vă. Planeta efectiv e mâncată pe interior. Nu mai există nimeni pe planeta aceasta în momentul de față. Știți că înainte ne chinuiam o grămadă să găurim planeta. Chiar aici o să trimitem extraterestri. Aha, deci avem niște extraterestri care trag în planeta noastră Pământ. Și mai este încă o chestie aici pe care putem trimite. Hai să o trimitem pe partea asta. Și imediat ne apucăm de planeta Huggy Wuggy. O să vedeți că o să fie foarte, foarte tare. Vă promit eu, dar vreau măcar să văd update-ul la început. Și pe asta să vedem și planeta Huggy Wuggy că... este nou-nouță. Bă, dar am trimis aici, nu vine? A, vine mai greu. Oh my god, acum cred că o să vină două. Fiți atenți, e un fel de navă care vine. Nu știu ce are de gând să facă nava asta, dar probabil nu este foarte prietenoasă. Așa mă gândesc. Nu cred că e prietenoasă absolut deloc. Nu. S-a întors invers. De ce s-a întors invers? Cred că pot să ghicesc de ce. Ok, și acum sunt două. Da, deci asta o să distrugă efectiv toată zona aceasta. Dar știi ce e amuzant? Că una din ele trage în cealaltă, pentru că au venit două deodată. Și nu prea s-au sincronizat. Dar... da. Și mai avem aici încă o rază pe care o poți folosi pentru a îngheța planeta. Dar o chestie interesantă, nu știu dacă era până acum în joc. Acum poți să customizezi armele. De exemplu, poți să faci raza asta să fie foarte, foarte mare sau foarte subțire. Uite, de exemplu, o să facem să fie galbenă. Și noi când tragem acum, vedeți că raza e galbenă. Și efectiv îngheață toată zona aceasta. Și acum zona asta e înghețată. Deci lumea de aici moare de frig. Sau, uite, chiar și laserul ăsta, care în mod normal e un laser mic, da? Dar tu poți să te duci aici și să-l customizezi, să-l faci un laser foarte, foarte mare. Și uite, de exemplu, să-l facem un fel de verzui. Laser verde, ia uitați-vă. Pui și altă viață, zic. Altă viață. Și uitați-vă ce face. Așa mai vii de acasă. Adică chestiile astea până acum nu cred că se puteau customiza. Cel puțin eu nu țin minte să se fi putut vreodată customiza. Dar uite, hai să încercăm. De exemplu, ăsta cred că e un fel de... cred că tragi cu el, ca un fel de rachetă. Sau vreau să-l dau la maxim 5 și îl facem roz. Hai să vedem. Și îl tragem aici, fiți atenți. Băi băiatule, uitați-vă planeta cum se face. Vedeți până unde s-a dus unda? Și nu știu dacă mai trăiește. Bă, mai trăiesc câțiva oameni undeva pe aici, dar aici s-a cam dus toată populația.
Uite, și pe partea asta mai trăiesc câțiva. Și acum dacă facem așa... S-a dus tot. S-a dus tot aproape. Wow! Încă mai sunt 25 de milioane, 23 de milioane de oameni. Probabil aici. Cred. A? Aparent nu. Nu știu pe unde mai sunt. Gata, nu mai e nimeni pe planeta Pământ. S-a zis cu ea. Bun, hai să începem cu construirea de Hagi Wagi, pentru că foarte mulți dintre voi probabil sunteți curioși dacă vreți să vă construiți și voi planeta Hagi Wagi. Hai să vedem cum putem să facem chestia asta. Mergem aici și o să încercăm să facem aici o culoare roșiatică. De exemplu, cred că undeva pe aici mi-ar fi bine. Și aici o culoare roșiatică, dar mai închisă. Hai să vedem dacă o să ne iasă cum trebuie. Asta trebuie să facem un albastru, pentru că Hagi Wagi este albastru, dar să fie un albastru care să se potrivească mai bine. Și aici, asta e un fel de strălucire, dar bineînțeles că tot un albastru ne trebuie, da? Bun. Acum, mergem aici și o să vedem de ce avem nevoie. Deci ăsta, dacă îl dai așa, se face alb, deci nu vrem asta. Norii îi dăm de tot în jos și avem planeta noastră curată. Poți să-i pui de-astea în jur dacă vrei sau poți să-i pui un scut. Dar noi nu avem nevoie de nimic din toate astea, avem nevoie de planeta noastră curată. Deci în momentul de față, vedeți, nu are nici nori, poți să-i pui nori dacă vrei, dar nu cred că am să-i pun. Sau poate punem foarte puțin nori și începem să-i facem gura. Acum știm că Hagi Wagi zâmbește, deci o să fie ceva de genul ăsta. Uite așa. Și după asta poți să mai ajustezi tu ce faci din culori, dar în principiu mă interesează să fie... perfectă. Ia, hai să mergem la culori puțin și să vedem. Uite, după asta poți să ajustezi și uite, de exemplu, mi se pare că așa arată mai bine. După asta dacă te duci aici și încerci să faci din nou, pe plus, o să arate și mai bine chiar. Perfect. Și avem gura lui Hagi Wagi. Acum avem nevoie de ochi pentru Hagi Wagi și o să-i facem niște ochi cu ajutorul acestui laser. Este laserul de zăpadă, doar că noi l-am făcut foarte, foarte mare și avem nevoie mai micuț, așa puțin. Un 2 cred că ar fi suficient, dar stai să închidem ăsta că îmi construia cu roșu. Perfect. Unul acolo, unul acolo. Putem să-i facem chiar mai mari dacă e. Și putem să scoatem de aici culoarea aia pe care am pus-o. Iată. Bă, chiar se potrivește, n-am ce să zic, adică mi se pare că a ieșit destul de ok. Gândiți-vă că în jocul ăsta nu poți să faci asta în mod normal, adică nu e menit să faci asta, dar noi putem să facem. Și acum putem să-i facem niște dinți pe aici, ăștia sunt dinții, pentru că n-ai nicio altă soluție să-i faci dinții. Ăștia ar fi dinții, Hagi Wagi cu dinți. Și putem să dăm drumul la timp, că eu am dat un fel de slow motion acolo. Și trebuie să-i facem și ochii mai ca lumea. Deci o să dăm pe ăsta, o să dăm mic de tot, să nu ne afecteze foarte mult cu 1. Perfect. Perfect și aici. Și eu zic că arată destul de bine. Destul de bine. Acum, în funcție de cum bate soarele, că soarele bate un piculeț mai în partea asta, dar bineînțeles că o să vină înapoi soarele și o să vedem în toată splendoarea. O să-l salvezi, practic să-ți rămână. Și după asta poți să tragi cu chestii în el și să-l faci praf și pulbere, așa că exact acest lucru îl vom încerca. Hai, ce să-i facem lui Hagi Wagi, planetei Hagi Wagi? Cred că ar fi o idee să încercăm să dăm cu chestia asta direct în fața lui. Hai să vedem, ăsta e ceva destul de puternic din ce știu eu. Deci nu știu cum o să fie, dar că am dat. A, e selectat, o să construiască. I-am făcut și un nas. Hai, du-te. Ia să vedem ce face. Și... bă, că vine norul. Mamă, i-a dat un pumn direct în nas. Ok, în acest moment Hagi Wagi nu mai există. Uitați-vă cum a ajuns domnul Hagi Wagi planetă. Da, nu mai are decât spatele în regulă, dar fața nu prea mai este în regulă. Și acum putem să-i dăm aici pe load. Îi dăm pe save-ul acesta și îmi revine, dar aparent îți revine doar ce-i construit așa, dar îmi mai revin ochii. Ok, păi ochii putem face fără nicio grijă, că ochii au fost cea mai ușoară parte, practic. Deci facem un ochi aici, un ochi aici și iată, l-avem din nou pe Hagi Wagi și acum putem să facem altceva. Bă, aș încerca un laser de ăsta foarte puternic direct în nas. Fiți atenți,
Vine laserul, ok, sunteți pregătiți? Și se pregătește și când trage, cred că nu o să mai rămână nimic din planeta asta, sincer să fiu. Deci l-a găurit destul de tare și planeta cred că o să înceapă să se distrugă, nu? Uitați-vă. Mamă. Ok. Asta a fost destul de extrem. Hagiu Hagiu în momentul de față nu prea mai... Nu că nu mai există. S-a dus de tot. Deci s-a dus de tot. Uitați-vă ce a mai rămas din el. Mamă. Ok, bun. Hai să-i dăm load din nou. Facem ochii din nou, că n-ai ce să faci. Asta este. Și după asta să încercăm altceva împotriva planetei Hagiwagi, dar să dăm cu viteză puțin timpul ca să vină soarele în partea asta. Că dacă n-ai soare, nu prea vezi ce faci. Și uite, cred că o să-i las ochii albi. Cred că arată mai mult ca Hagiwagi când îi lași ochii albi, sincer să fiu. Nu vi se pare? Mie parcă așa mi se pare. Și acum ce să folosim noi împotriva lui? Bă, hai să încercăm dintr-o parte. Să încercăm să-i rămână fața, dar totuși dintr-o parte să-l distrugem. O să încercăm o navă de asta. În partea aceasta. Ok, i-a făcut o bubă. Dar ăsta ce face? Ia să încercăm, nu mai țin minte. Oh, nu! Nu! S-a dus peste gură! Oh my god, i-a tăiat gura. Ok, eu nu țin minte chestia asta, cred că e nouă. Pe bune, nu țin minte. Wow! Frate, e prea de tot chestia asta. Efectiv, îi distruge dintr-o parte în alta. Tăia pe din două. Bun. Hai să încercăm... fulgere! Hai să încercăm fulgerele. Dar fulgerele o să le încerc direct pe fața lui. Bă, ăsta mai taie mult aici? Ia stai că-l dau cu viteză. Ăsta taie până face jumate? Sau ce? Că nu înțeleg. Nu se mai oprește, vrei să zici? What? Ok, dacă asta e adevărat și gen nu se mai oprește ever, e prea de tot. Posibil ca asta să fie. Ia stai mă că mai încercăm. Încercăm și fulgerele imediat. Hai că încercăm acum, fiți atenți. Și încerc cu 5 și îl pun încă unul aici. Da mă frate. Fiți atenți că pun multe. Deci pun atât de multe încât da. Hagi Wagi, ce se întâmplă cu tine băiete? Vai de capul și de zile mele, uitați-vă puțin. Zici că e un măr sau ceva și ai mâncat mărul și a rămas cotorul sau ceva. Așa mi se pare că arată Hagi Wagi-ul nostru în momentul de față. Nu mai arată Hagi Wagi deloc. Și în momentul de față a fost tăiat efectiv pe din două. Au plecat și laserele astea, majoritatea dintre ele, uitați-vă cum arată. Cât de tare e chestia asta. Hai să dăm load din nou. Stai, nu aici. Aici, dăm load la planeta noastră. Îi facem ochii imediat. Și vreau să încerc acele fulgere. Ce ochii o să-i fac? Pur și simplu așa. Nasol că nu salvează și asta, dar până la urmă are logică, pentru că dacă ți-ar salva și asta, ți-ar salva și toată distrugerea de pe planetă și nu are cum. Hai să încercăm. Aici erau fulgerele, nu? Da. Bun. Am dat fulgerele și da... Nu știu ce să zic despre chestia asta. Dacă am rămas planeta fără jumate din ea. Ia uitați-vă cum arată. Și cred că se extinde? Nu se extinde. Cel puțin partea asta alta planetei este în regulă. Dar dacă dai și aici niște fulgere... Da. Nu mai rămâne chiar nimic, cred că. Nu cred că ajunge pe partea cealaltă, că nu sunt atât de puternice, dar totuși mănâncă din planetă foarte, foarte mult. Deci imaginați-vă că gen să mai existe oameni, dar doar un mijloc aici. Bine, tehnic vorbind, asta e o planetă doar cu apă și gen nu are nimic în afară de asta. Hai să încercăm gaura neagră împotriva lui Hagi Wagi și pe asta trecem la Mami Long Legs, să încercăm să o facem. Mami Long Legs ar trebui să fie relativ ușor de făcut, dar nu sunt sigur. Și facem ochii, da? Hagi Wagi l-avem aici. Și o să încercăm gaura neagră împotriva lui Hagi Wagi. O să o dăm chiar aici. S-a deschis. Oh my god. Da, parcă efectele arată mai bine, nu? Așa mi se pare. Și mai dăm una aici.
Înainte parcă nu arăta atât de bine. Uitați-vă cât de șmecher arată gaura neagră. Și cum mănâncă efectiv din planetă. În loc de culorile alea pe care le-am ales noi data trecută, vom alege verde. Pentru că la ochi, Mami Long Legs are culoarea verde. Doar că trebuie să vedem ce fel de verde, o combinație într-un verde mai deschis și unul mai închis. Și Mami Long Legs este roz, deci o să trebuiască culoarea aceasta. Și hai să-i scoatem noi de aici norii, pentru că n-avem nevoie. O să-i las puțin de tot. De ăștia nu vreau să-i pun în jur, așa că cred că o să fie suficient. Și acum, pur și simplu, ne apucăm de pictat. Pentru că, practic, asta faci în Solar Smash și în momentul în care îți faci propria ta planetă, pictezi. Și ăsta este un ochi, ok. Ăsta este încă un ochi. Mami Long Legs are ochii destul de mărișori, așa că să-i facem mai mari. Bun. Acum, întrebarea este, cum îi facem noi? Pentru că ea are o gură destul de mică. Deci mă gândesc că ar trebui să folosim laserul și ar trebui să-l facem mic de tot, dacă se poate, 0,5. Stai să salvez ochii, save, și vreau să-i fac gura. Amă, că arată bine. Ok, facem buzele, cum ar veni. Și are și acele gene pe care trebuie să-i le facem tot așa, cred. O să-i le facem așa, așa și așa. Perfect. Deci ai una, două, trei. Mamă, că începe să arate a Mami Long Legs. Are sprâncenele, gura se potrivește. Stai să-i dăm drumul ca să... Na, uite, și acum chiar arată a Mami Long Legs. Problema cu planeta asta e că la cealaltă aveam mai mult construit din tool-urile astea de jos... Pe când aici am mai mult construit din lasere și odată ce o distrugi, o să-ți ia destul de mult să le construiești iarăși la fel. Plus că gura asta nu o să mai iasă exact la fel, dar hai să ne apucăm de distrus și să vedem cu ce putem noi să distrugem planeta aceasta. Păi, sunt o grămadă de chestii care îți distrug planeta destul de tare. De exemplu, dacă trimiți acest vierme, Mami Long Legs, vine un vierme către tine, ai grijă. Ai grijă, Mami Long Legs, pentru că și Mami Long Legs are picioare lungi, așa că și ăsta e un vierme foarte lung. Intră viermele înăuntru și nu știm exact pe ce parte o să iasă. Aceasta este întrebarea. Ia uitați-vă. Ok, pe ce parte este? Oh, ok, bă, stai. A ieșit pe aici și se întoarce, se încolăcește. Eu nu știu dacă ea va mai scăpa de viermele ăsta, s-ar putea să mănânce cât poate el din planetă, până o distruge de tot. Nu sunt sigur dacă asta se va întâmpla sau nu. Dar, uite, putem să încercăm să ajutăm. Dăm cu niște rază de-asta înghețată. Să stingem incendiu, că e un incendiu acolo în interior. Ia uite, iese pe aici. Stinge, mă, incendiu, n-auzi? Uite-și. De ce să se plimbă pe aici nestingerit? Dar totuși fața lui Mami Long Legs n-a fost distrusă. Ceea ce mi se pare destul de tare. Bă, ăsta pleacă? Cred că pleacă, mă. Oare? Uitați-vă cum arată. Acum putem să-l vedem de aproape. Wow! Nu vrei așa ceva la tine pe planetă în niciun caz. Ia să încercăm noi. Pe astea le pot customiza? Nu. Sunt unele chestii pe care le poți customiza și altele nu le poți customiza. Dar uite, laserul ăsta îl poți customiza. Ăsta și așa e foarte puternic. Dar stai că pe ăsta l-am mai trimis. Uite, ăsta. Ăsta și așa e foarte puternic. Dar dacă îl dai la 5... Cred că bubuie planeta din prima. Hai să vedem, Mami Long Legs versus cel mai puternic laser și începe chiar din mijloc de aici. Ia, încercăm să vedem. Și... Mami Long Legs, pregătește-te! Pregătește-te, Mami Long Legs! Fiți atenți. S-a strâmbat toată fața și... Da, începe să se extindă. Laserul ăsta tot timpul extinde chestia asta și probabil Mami Long Legs o să fie papa la revedere în câteva momente. A, așa este? Aha. Nu mai ai ce să-i mai faci. S-a dus, la fel ca Huggy Wuggy. Și bineînțeles că în afară de planetele astea pe care le poți tu construi, ai și o grămadă de planete construite de către ei. Aici am un unknown system, nu știu exact cum ai putea să dai în loc la chestiile alea, dar uite, o grămadă de planete interesante pe care le poți
distruge și poți să faci practic ce vrei tu. Fiți atenți ce facem. Efectiv mănâncă toate planetele Pământ care trec prin ea și n-are nimic. Wow. A, păi, bine, s-a stricat pe aici, vedeți cum arată, dar gen, se regenerează. Păi și dacă dau o gaură neagră și mănâncă din ea, și tot se regenerează înapoi. Ce poți să-i faci la planeta asta, mă, să o distrugi? Adică, nu înțeleg ce aș putea să fac. Uite, trimit ăștia pe ea, mănâncă din ea, planeta e ceva gen, a, nicio problemă, n-am nicio treabă. Ia, să încercăm cu laserul ăsta care distruge în mod normal o planetă și îl dăm pe 5. Asta distruge planeta din prima, în mod normal, da? A distrus-o, s-a transformat așa. Și mai revine. Ok. Ok, apoi dacă trimiți laserul ăla, nu-și mai revine. Hai, caracatiță, du-te! Vine caracatița. Mănâncă frumos o bucată de planetă. Hop! S-a dus. Bine, și noi putem să facem multe și le dau cu viteză. Fiți atenți cât am trimis. Băi, băiatule, am mâncat din planeta asta. Da, oameni buni, acesta a fost episodul de azi. Eu unul sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Și, de ce nu, spuneți-mi ce alte planete ați vrea să construim noi în episoadele următoare. Pentru că, cine știe, poate dacă o să vă placă foarte mult, poate mai facem și alte episoade în care facem și alte caractere. Spuneți-mi ce caractere vreți în secțiunea de comentarii. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!